Faptul că Mehedințiu este o emblemă a muzicii populare nu mai este de mult o surpriză, iar Vica și Michela Grădinaru susțin această idee. Viața din lumina reflectoarelor este în văzul tuturor, dar ce se află însă dincolo, vom vedea astăzi într-un interviu emoționant despre viața unei artiste nevăzătoare, dar și despre cum a reușit cu zâmbetul pe buze să meargă mai departe și să aibă o carieră de succes. Frumoase și talentate, vorbim despre Vica și Michela Grădinaru, doi mesageri ai muzicii populare și de petrecere mehedințene, care formează un duo muzical care pare a fi rețeta succesului. Bună ziua, în primul rând, și bine v-am găsit la noi la interviul zilei. Știu că aveți o carieră înfloritoare, dar poate mulți dintre noi nu știm ce se ascunde în spatele acestei cariere. Doamna Vica, vreau să vă întreb, cum este până la urmă viața de nevăzător? Viața de nevăzător este o viață normală, ca un om normal, numai că nu poți privi, nu poți vedea ce este jurul tău, nu poți socializa cu tot ce se întâmplă în jurul tău, ca și imagini, mă refer, ca și imagini, dar este o viață foarte normală pentru că te obișnuiești cu ideea că altceva nu ai ce să faci, adică pur și simplu te obișnuiești că este o cruce pe care trebuie să o duci în spate și că altceva mai bun nu se mai poate remedia și atunci mergi mai departe. Este o viață frumoasă, o viață normală din punctul meu de vedere, că eu am o carieră artistică foarte cotată, foarte solicitată în general și probabil că având foarte mult timpul ocupat și fiind atât de iubită de oameni, de public, am trecut mai ușor, bine, nu pot să spun ușor. Am trecut mai, cum să vă explic, mai altfel față de cum ar trece un om care a văzut și dintr-o dată să nu poată vedea. Ați fost dintotdeauna așa sau a existat un factor care a declanșat acest lucru? Nu, am orbit la 23 de ani. Mi-am pierdut vederea într-o banală operație de cataractă. Am fost de mică cu probleme cu vederea, într-adevăr, dar la 23 de ani am decis să mă operez la ochiul drept pentru a salva ochiul, să nu ajungă la orbire. Ochiul, având o cataractă congenitală, menționez, era singurul ochi cu care vedeam, că cel stâng m-am operat când aveam un an. Tot la fel de aceeași problemă. Și am orbit în urma acestei operații pentru că acea cataractă a reapărut din nou pentru că era congenitală și atunci mi s-a dezlipit retina și într-o secundă la restaurant stăteam în pauză, că și atunci cântam, stăteam în pauză și într-o secundă s-a întunecat totul și am orbit complet. Cum a fost acel moment? Acel moment a fost cumplit. Adică nu se poate explica în cuvinte. Pur și simplu, țin să menționez și să le spun tuturor oamenilor că ochiul este cel mai sensibil organ al omului și poți să orbești într-o secundă. Deci ca să aibă grijă toată lumea de vederea lor, bine, în limita posibilităților, că ce se întâmplă în ziua de azi, am văzut că toți oamenii se nasc cu probleme cu vedere, nu chiar toți, dar 90% poartă ochelari, dintre mai ales tinerii care se nasc, nu știu ce se întâmplă, dar poartă ochelari. Și în momentul când am orbit complet, mi-aduc aminte că era marța, pe 13 aprilie, era înainte cu o săptămână de săptămâna patimilor și eram în pauză la restaurant și când am venit la program, era soare afară, era frumos, era primăvară, practic. Și stăteam așa în pauză, la o cafea liniștită, vorbeam cu colegii și dintr-o dată, într-o secundă, pur și simplu n-am avut timp să zic da, că s-a întunecat totul și am orbit complet. Și, bineînțeles, m-am speriat. Eu eram pregătită, pentru că eu când am făcut această operație, mi-au spus medicii că există riscul să orbesc 1 la 1000. Și dacă e tu să fii aia, aia ești. Dar, na, noi ne gândeam și familia noastră 1 la 1000, totuși e destul de puțin risc, adică totuși sunt tânără, pot să mă remediez, să mă repar, adică nu știu, să depășesc momentul. Și pur și simplu m-am speriat, m-am dus înapoi de urgență la București și mi-am dat seama că nu o să mai văd niciodată.
Îmi dau seama că este un moment extrem de dificil în viața unui om și că puteți în continuare să fiți atât de vesel în fața oamenilor. Cum reușiți să faceți acest lucru? Uite că m-ai făcut să am emoții. De fapt, eu nu prea plâng așa în fața oamenilor și în fața nimănui. Dar sunt anumite momente în care nu mă pot abține, pentru că au fost niște momente tragice. Și în momentul acela, acum poate greșesc și poate am făcut un păcat. Îmi doream să nu mai trăiesc. Dar totuși ați continuat să mergeți înainte cu zâmbetul pe buze? Da, totuși am continuat să merg înainte cu zâmbetul pe buze, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Încercam să plâng, aveam momente când încercam să plâng și pur și simplu nu puteam. Pur și simplu parcă venea o mână pe umărul meu și mă liniștea. Nu puteam să plâng, nu aveam puterea să plâng. Eram atât de liniștită, înainte eu când vedeam, eram așa, cum sunt eu în general, foarte agitată, nemulțumită, perfecționistă, că eu așa sunt, o fire așa mai dintr-o bucată, mai ori ca mine, ori ca nimeni, ori nu discut, adică sunt așa o femeie orgolioasă și nu știu să depășesc anumite momente și să trec cu vederea și mai am un defect, eu văd o calitate, dar mulți o consideră un defect, nu prea știu să iert, să tolerez de la mine. Și eram așa o fire nemulțumită în momentul când am vorbit complet. Pur și simplu m-am liniștit. Nu am mai putut să mai scot un cuvânt. Am fost foarte liniștită și Dumnezeu m-a susținut din toate punctele de vedere. Adică pur și simplu mă liniștea. Pentru că oamenii cei care erau lângă mine până în acele momente, toți oamenii și prietenii mei care ulterior au venit înapoi la mine să stea de vorbă cu mine și să apeleze din nou la mine, dar în acele momente majoritatea mi-a întors spatele. Și asta m-a durut cel mai tare, pentru că am ajuns să am această problemă de sănătate, să-mi pierd vederea, să rămân oarbă complet și să le văd prin ochii minții adevărată fața oamenilor. Cât de mult v-a ajutat, doamna Vica, faptul că sunteți artistă? Foarte mult. Foarte mult m-a ajutat. Pot să spun cântecul mi-a fost cel mai bun prieten al meu. Foarte mult m-a ajutat acest lucru. Cântecul extraordinar de mult m-a ajutat și m-a făcut să depășesc toate momentele din viața mea. Și ulterior m-au ajutat și oamenii care, cu timpul, văzându-mă peste tot, pe la petreceri, pe la aniversări, peste tot cu mine, prima dată au fost reticenți. După care oamenii s-au obișnuit cu mine, s-au obișnuit cu prezența mea peste tot, au văzut în mine un om capabil de absolut orice și, bineînțeles, m-au acceptat și am mers mai departe. Datorită publicului și datorită cântecului și datorită lui Dumnezeu și familiei mele, am mers mai departe. După care a luat naștere și nepoatele mele prima dată, fetele fratelui meu, printre care și Michela, care a avut acest dar de la Dumnezeu și a început să cânte alături de mine și uite așa a luat naștere și băiatul meu, care este alături de mine, bineînțeles, și înseamnă tot, înseamnă ca pentru orice părinte, până la urmă, ca pentru orice mamă, copilul înseamnă totul și uite așa am depășit momentul. Spuneți-ne mai multe despre cariera dumneavoastră. La ce vârstă ați început să cântați? Eu când de când am început să vorbesc. De la 2 ani jumate, 3 ani, de atunci eu cânt. Așa m-am născut. Mi-a dat Dumnezeu acest dar, Dumnezeu m-a pregătit pentru ce va urma și am cântat de mică. De la grădiniță, de la vecini, de peste tot, eu cântam. Nu conta. Eu cântam peste tot și asta îmi doream de mică, să ajung cântăreață. Așa știam noi atunci pe timp. Termenul ăsta, nu știam termenul de artist, de vedet, de... Nici acum nu mă consider vedetă și nici artist și nici absolut nimic. Consider un om cu un dar de la Dumnezeu mai special decât ceilalți oameni, pentru că am acest dar de la Dumnezeu. Și prin acest dar de la Dumnezeu consider că e cel mai frumos și cea mai frumoasă meserie și cea mai frumoasă mână pe care Dumnezeu a pus-o în mine, cel mai frumos să cânți. Și asta îmi doream de mică. Toți profesorii și educatorii pe la grădiniță mă întrebau: Vica, ce vrei să te faci? Pentru că știau că eu am probleme cu vederea și eram un copil mai special, mai în atenția lor și pentru că le și cântam, eram și mai iubită de ei. Și de mică mi-am dorit să mă fac cântăreață. Așa este. Și astăzi vedem că o aveți alături de dumneavoastră și pe nepoata Michela.
cu care aș vrea să vorbesc și cu ea puțin. Cât de mult te-a ajutat faptul că mătușa ta te-a luat, să zic așa, sub aripa ei? Am fost un copil tare norocos. Deci am fost un copil tare norocos pentru că Dumnezeu mi-a dat niște probleme ale mele în care nu vedeam o stabilitate ce ține de mine. Adică nu vedeam să mă văd eu unde sunt acum, la nivel de cunoaștere, să mă cunoască toată lumea, era mai greu. Era un drum foarte greu, dar m-a ajutat pentru că a fost lângă mine susținerea, curajul și faptul că mereu era starea pozitivă și m-a ajutat mereu referitor ce ține de public, adică sunt un copil respectat și pentru faptul că sunt și la locul meu. Așa sunt eu, că așa sunt. Și sunt un om simplu și asta sunt. N-am cum să fiu altfel. Dar m-a ajutat mult. Deci a fost ceva foarte... Scuză-mă, te rog că te întrerup. Mă uit în jurul nostru și al tuturor copiilor, generației de azi vorbesc, cei care cântă, nu au un sprijin și este foarte greu pentru ei. Adică fiecare face ce poate pentru a merge în cariera asta, dar eu m-aș fi văzut foarte greu mergând pe drumul ăsta, pe cărarea asta pe care Dumnezeu. Și mi-a întins o mână să am un succes foarte, foarte mare. Alături de ea, bineînțeles. Pentru că adevărul este și oamenii știu, cei de acasă, toți. Pentru că fără mătușa mea nu am succes. Oamenii m-au văzut lângă ea, cu ea, peste tot. Oriunde am mers și de când am intrat în cariera asta muzicală, de la vârsta de 14 ani, de când am început să cânt cu ea, peste tot m-au văzut. Și m-au apreciat și m-au respectat datorită ei, pentru că a fost lângă mine și n-a permis nimănui absolut niciodată să se ia de mine, să-mi spună măcar dă-te mai încolo, că până la urmă orice și oricine, știți cum e, se ia de tine, ea n-a adică permis. Dincolo de viața asta de artist, există foarte multă mizerie și oamenii știu ce vreau eu să spun și cei care nu știu le spun acum. Adică sunt tot felul de oameni răi ca peste tot și fiecare tinde să se bage, să te jignească, să te înjure, să încerce tot felul de chestii, să profite și ceea ce nu li s-a permis, pentru că oamenii mă știu pe mine cum sunt și eu nu permit nimănui absolut nimic. Și bineînțeles, am ajutat-o foarte mult pentru că eu am crescut-o de mică, de când s-a născut, pentru că părinții ei sunt despărțiți, a fiind fata lui fratele meu. Ele, toate trei fetele, au rămas în grija fratelui meu și au fost crescute de mama mea și de noi, în familia noastră. Și a avut o problemă de sănătate pe care o are și acum. Când a avut un an jumate, am descoperit că nu mergea bine, am fost nevoit să operăm la picioare și un an de zile a stat în gips. Ambele picioare. A stat în gips până aici, la brâu, ea era băgată în gips. Și lucru care m-a impresionat cel mai mult, mergea prin curte cu papuci în mâini, că nu avea de ce să se sprijine cu mâinile, pur și simplu că era băgată în gips și cânta prin toată curtea. Și de atunci am văzut în ea un talent. De la un an jumate, 2 ani, eu am descoperit-o, am văzut și pur și simplu că era foarte atașată de mine, pentru că mie mi-era foarte dragă. Mi-era foarte dragă și mai ales că era și bolnavă. Eu, pentru copii, sunt trup și suflet, adică pentru mine copiii înseamnă totul, sunt ceva special. Și mai ales că erau nepoatele mele și crescând la noi în curte, alături de mama mea și cu noi, automat am simțit că eu trebuie să le ofer acestor copii un sprijin. Și ea pentru mine a fost ceva special pentru că a avut talent. Și când am văzut că mă moștenește în talent și are și aceste probleme de sănătate, am zis că acest copil trebuie să facă, să cânte, bineînțeles, să facă acest lucru, că Dumnezeu i-a dat acest dar, să nu depindă mâine, poi mâine, dacă Doamne ferește, îi dă viața, o cumpănă, cum i-a dat-o și mie, să depindă de cineva, să îi ajute Dumnezeu să meargă în continuare pe picioarele ei, chiar dacă are aceste probleme și în continuare, dar așa cum merge, important este că merge și că este pe picioarele ei și nu depinde de nimeni. Și asta am văzut eu și am vrut să o ajut din tot sufletul, pentru că a fost ca și copilul meu. Este un lucru extraordinar ceea ce ați făcut dumneavoastră. Poate sunt relații în care nici părinții nu sunt atât de implicați în creșterea unui copil, așa cum ați făcut dumneavoastră, iată, cu nepoata, Michela. Și chiar este un lucru de apreciat. Și faptul că o susțineți în continuare.
Dar să știi că n-am făcut numai cu nepoata Michela. Cu ea am făcut că a fost sângele meu și am văzut un talent, ceea ce mulți tineri nu l-au, pentru că e un har special pe care Michela l-are. Și lumea nu știe anumite dedesubturi. Am ajutat mulți tineri în carieră. Am ajutat mulți oameni, mulți copii, mulți tineri talentați, mulți, chiar dacă din partea lor, în momentul când am decis să-i ajut, am știut că nu o să primesc niciodată răsplată din partea lor și nici nu mă aștept. Știu că o să primesc răsplată din partea lui Dumnezeu. Poate unii nu mai îmi dau nici bună ziua. Bineînțeles, Dumnezeu pentru fiecare are ceva special. Și eu mă aștept să primesc răsplată doar din partea lui, nici de cum din partea lor. Așa este și vă felicit pentru treaba asta. Totodată știu că sunteți foarte virale pe rețelele de socializare și că aveți foarte mulți oameni care vă susțin, dar sunt convinsă că și sunt și oameni care nu sunt neapărat. Să știi că suntem fete de viață, așa, suntem fete de treabă. Adică noi suntem cum suntem noi. Pe rețeaua de socializare poate se vede altfel, de asta am venit și la emisiunea asta să vă spunem că suntem niște fete... Așa cum să vă spunem povestea noastră de viață și în primul rând intervin eu, da, sunt și oameni care sunt păreri pro și contra, care comentează aiurea, pentru că fiecare nu poți să-i faci pe oameni să te placă toți, n-ai cum. Și chiar dacă le spui tu cine ești cu adevărat, oamenii tot ceea ce vor ei cred, pentru că sunt și invidioși. Sunt invidioși pentru că sunt mulți oameni care văd, eu le-am spus la mulți și le explic și este ca și cum nu ar vedea, ca și cum n-ar fi realizat nimic pe acest pământ. Chiar dacă le-a dat Dumnezeu vedere, pur și simplu le-a dat-o degeaba. Dar nu asta e problema mea. Fiecare poate să comenteze ce vrea. Oamenii și unii oameni poate primesc informații care ajung la ei alte lucruri. Și oamenii te critică, te judecă. Dar fiecare, eu nu mă deranjează că mă judecă, din contră, mie îmi place și mă distrează că îmi crește mai mult ratingul. Asta îmi place mie. Poate să mă judece și din contră vreau să fie cât mai mulți hateri și oameni care ne vorbesc de rău, că din asta ne crește ratingul, că asta se vinde în România. Eu am văzut și la televiziunile mari, peste tot. Nu ai rating, nu ai ceva de spus, nu ai ce căuta. Din păcate sunt oameni talentați care ar vrea să ajungă peste tot, să spună povestea lor, să cânte, să facă lucruri frumoase, dar la noi, în țară, din păcate, este promovată doar prostia. Da. Și asta e. Din asta se trăiește. Cât de mult ați avut voi, să zic, ca și duet muzical, de câștigat din aceste rețele de socializare, prin promovarea pe aceste rețele? Foarte mult. Foarte mult am avut de câștigat. Foarte mult. Aceste rețele de socializare ne-au ajutat foarte mult. Pentru cine știe să profite... Bineînțeles, din acest lucru, pentru că sunt oameni care consideră că din rețelele de socializare poate să facă anumite lucruri mizerabile, ceea ce nu este corect. Ne-au ajutat foarte mult, pentru că aceste rețele de socializare ne-au făcut cunoscute peste tot și muzica noastră a ajuns până în America, până în Canada. Chiar m-am uitat odată la canalul de YouTube și chiar cel mai mult ne ascultau oamenii din Republica Dominicană. Chiar am rămas proastă, zic, Doamne, zic, chiar era statistica în acea săptămână pe primele locuri Republica Dominicană. Deci iată că ați ajuns da. În toate colțurile lumii, să zic așa. Bineînțeles că sunt sigură că toți românii noștri săraci erau. Deci toți românii, că nu ne ascultau ea de acolo, clar. Așa este. Aș vrea să vorbesc puțin și cu Michela despre cariera ei, să ne spui și nouă când ai început să cânti, cum ți-ai descoperit, să zic, că ai acest har și să știi cele mai importante momente de până acum pentru tine. Să știi că muzica pentru mine a fost arma secretă a vieții mele, să zic așa. Am descoperit, am fost pentru prima dată la un concurs, la un spectacol al școlii, să zic așa, la vârsta de 4 anișori, eram mică. Mă duceam cu școala tot timpul, eram nebunită să cânt. Oriunde mă duceam, cântam și în magazine. Bine, că parcă n-ar fi și acum, că și acum sunt tot la fel. Dar muzica, Dumnezeu, a făcut asta poate într-un fel să mă apropie și mai mult de Vica. Așa o gândesc eu și așa în sufletul meu asta crede, că Dumnezeu m-a trimis pe această cale să ajung la Vica. Și dacă sunt aici cu ea, a fost mâna lui Dumnezeu. Dar muzica pentru mine a fost arma secretă a vieții. Îmi doream foarte mult să ajung. Cânta de mică, pur și simplu mă duceam cu ea la cumpărături.
în market, cum era înainte marketurile cu cărucioarele, prima dată când apăruse rele cu cărucioarele alea mari. Și era foarte mică, foarte pipernicită și eu, ca să merg cu maică-mea decot însoțită și cu ea, o puneam în cărucior. Și cântam tot marketul, Michela taci, Michela taci, Michela taci. Și pe la restaurant, ea în continuu, și îmi plăcea de ea că dacă nu știa anumite cuvinte, nu se oprea. Pur și simplu continua, lălăia în continuare. Ea nu se oprea de la Michela taci, prin cărucior peste tot, ea cânta peste tot. Bun, să revin. Îmi doream foarte mult, după cum am spus, să devin cunoscută și chiar am văzut că muzica este pentru mine. Chiar dacă sunt foarte multe persoane și sunt foarte mulți hateri și lume care, oamenii nu cunosc viața mea și nu mă cunosc pe mine. Dar mă bucur tare mult că am venit astăzi la voi, alături de Vika, și să le spun așa cum suntem noi. Eu sunt un om tare educat, un copil tare la locul meu, de asta și oamenii mă respectă în momentul de față, pentru că dacă nu aș fi așa, nu aș fi respectat. Și nici Vika, toată lumea să știe, cei de acasă, cei care mă critică sau mă vorbiți, dacă nu aș fi un copil la locul meu sau așa cum sunt eu, din viața de zi cu zi, nici Vika nu m-ar ține lângă ea. Asta o spun pentru că ăsta este adevărul și toată lumea, cei de acasă, dacă nu știți, nu m-ar ține pentru că n-ar avea. Pentru că Michela știe că eu nu permit și nu tolerez nimic. Pentru că nu permite. Își dorește să fie seriozitate, să fim oameni sinceri, să fim oameni modești, să fim oameni așa cum suntem noi. Nu să ne facem, nu știu. Să ne promovăm doar prin muzică. Asta mă interesează. Pentru mine mă interesează să ne promovăm doar prin muzică. Eu, în viața mea, de când mă știu, eu n-am făcut compromisuri și nu voi face niciodată. Indiferent. Chiar dacă poate am mai puțin de câștigat, chiar dacă poate rezultatele succesului au venit mai târziu, nu contează. Important e să rămânem oameni cu demnitate și cu seriozitate. Asta contează cel mai mult. Știu de asemenea că până în momentul de față aveți multe piese împreună. Aș vrea să știu care a fost cea mai de succes sau care a fost un bun, să da, spună Michela. Am făcut-o eu. Stăteam într-o seară și până să nu urmeze primul videoclip al meu alături de Vika, m-am gândit la niște piese. Toate piesele mele eu mi le compun, textul eu mi-l fac. Deci aici am o chestie care pun cel mai mult suflet. Acolo unde mă implic eu e cel mai mare suflet pe care îl pun. Și stăteam într-o seară și mă gândeam la o melodie. M-am dus la Vika, bă, Vicu, ia vină încoace. Eu vorbesc cum vreau eu cu ea, că ne permitem. Uite ce melodie am compus. Hai să facem. Deci nu m-am gândit, am avut un colaj de 4 piese, de 4 melodii, în care nici gând nu m-am gândit că una dintre ele va bucni. Deci m-am uitat pe TikTok recent că avem aproape 1 milion de duieturi cu oameni pe melodia Am bărbat, am șamant și le mulțumesc din tot sufletul, dar nu m-am așteptat să ajungi aproape la 1 milion de TikTok-uri cu oameni care, Doamne, nu... Și oamenii chiar ne-au luat atâtea injuri de la ei și multe femei care și-au luat-o și pe cocoașe pentru melodia asta. Deci am avut atâtea injuri de la oameni, nu vrei să știi, da. Câți ne-au judecat, câți ne-au hate-uit, ne-au făcut în toate felurile. Dar noi nu am cântat-o pentru noi, că noi nu avem amanți și nici, deci noi nu avem așa ceva, nu e genul nostru, dar am știut că lumea așa e făcută, din dragoste, din iubire și așa mai departe, și majoritatea femeilor au și bărbați și amanți, joacă o viață dublă. Și eu nu le condamn. Eu le apreciez. Normal. Nu condamn pe nimeni. Fiecare e liber să facă ceea ce simte. Și am zis, băi, să facem o piesă, am bărbat, am și amant. Și toată lumea, toată țara și în străinătate, chiar mi-a spus o prietenă, fată, știi că oamenii în Canada ascultă melodia asta ta, au toate pe telefon melodia Am bărbat, am și amant. Într-un fel, să zic așa, am regretat puțin că nu am pus-o diferit, în afară de piesele care au fost în colaj, pentru că mi-aș fi dorit ca această piesă să fie pe YouTube doar piesa Am bărbat, am și amant. Dar după aia am pus, piesa, am urcat-o ajungea la câteva milioane bune și sunt sigură că la și mai mult, pentru că a fost foarte, foarte ascultată, dar nu m-am așteptat. Dar nu ne uităm și acum pe YouTube și acum iar e foarte virală, că am pus și separat și chiar e foarte virală pe YouTube și încă o piesă care a mai avut, s-a bucurat de mare succes, prima din primul colaj al nostru, Eu sunt o femeie top, la fel, s-a bucurat de un mare succes. Toți oamenii au cântat-o, toți oamenii ne-o cer și acum pe la evenimente, peste tot.
Am văzut totodată că vă ocupați și de partea aceasta de videoclipuri. Cine vă alege ținutele sau make-up-ul? Eu le aleg ținutele. Și cum? Cum vă gândiți? Eu le aleg. Mie îmi plac culorile astea vii. Și majoritatea ținutelor din videoclipuri le-am făcut la casele de modă. Pentru că nu aveam cum să găsesc eu și Michela costumație la fel. Era mai greu. Și atunci am preferat să alegem niște case de modă cu care să colaborăm. Și ne-am dus, am ales materialele ce am vrut eu, culori vii, culori colorate, materiale care să dea bine la public și culorile acestea vii care să prindă, culori de scenă. Și eu le-am ales, bineînțeles, și cu acordul Michelei și noi le-am ales și am făcut videoclipurile. Noi le-am desinutele sunt alese de noi. Am văzut totodată că vă place să vă asortați, adică de multe ori aveți sinute la fel, să zic așa. Contează, prinde bine la public acest lucru? Da, cred că prinde, dar eu am o obsesie și un viciu, un viciu al meu mare. Poate oamenii zic că am al viciu, dacă intre pe ei îmi spun că am al viciu. Nu spun că n-am și viciu ăla al dragostei, asta e. Dar am un viciu tare de tot, o obsesie. Boala hainelor, ai auzit de boala hainelor? E, boala hainelor. N-aș vrea, că i-am spus lui nepoata mea, Andreea, lui sora Michelei. Andreea, vrei să fac o dată niște vloguri cu hainele? Nu, Vica, te rog frumos. Deci am boala hainelor. Dacă mă întrebați ce boală am și pe ce îmi dau eu banii, boala hainelor. Sunt obsedată de haine. Am înțeles. Cât de mult contează, iată, un videoclip realizat corect? Chiar dacă piesa este una foarte bună, cum contează. Am spus. Contează. Contează pentru că se investesc bani, se investește muncă, se investesc, iar la fel și în ținute. Eu pot spune că toate videoclipurile noastre, ale mele, eu videoclipurile mele mi le plătesc doar eu, să știe toată lumea de acasă, fiecare mă întreabă că Vica nu mă ajută, ea e cu banii, eu cu treaba mea, fiecare cu ale lui, dar costă. Pentru că dacă adică nu investești din buzunarul și nostru, nu pui... Clar, nu pune nimeni banii la ele. Dacă nu investești, nu câștigi, din punctul meu de vedere. Cu cât investești mai mult, cu atât câștigi. Și să fie făcute cu profesioniști. Asta e părerea mea. Nu știu, contează foarte mult. Contează să fie făcute cu profesioniști și eu mai sunt de un principiu. Dacă colaborez cu o casă de discuri, cu un videograf, eu colaborez doar cu acele persoane. Adică pentru piesele mele mă refer. Ați avut până acum poate un scandal sau un înțelegeri cu cineva din acest domeniu? Nu. Nu am avut, pentru că noi facem piesele noastre, le-am înscris la drepturile de autor, la dreptul de interpretare, tocmai să nu avem scandal cu nimeni, pentru că nu vreau să profit de munca nimănui niciodată în viața mea, să iau o melodie de-a cuiva să susțin că este a mea, pentru că omul ăla a pus suflet, a muncit, a investit, la fel cum nici eu nu vreau să profite cineva. Da, mi-a urcat odată cineva piesele mele pe canalul de YouTube al lui, la care, bineînțeles, i-am spus, i-au dat băieții cei care se ocupă de canalele noastre de YouTube și au dat piesele jos. Așa este, am vorbit despre ce ați făcut până în prezent, dar ce urmează pe viitor? Ce planuri de viitor aveți? În primul rând, să fim sănătoși. Asta ne dorim. Dacă suntem sănătoși, le facem pe toate. Îți dai seama că tot piese, tot melodii, să ajungem acolo, mai ales tot ce avem în sufletul nostru, vrem să punem în fața oamenilor și să creăm foarte multe piese, dar noi nu facem atât de multe videoclipuri precum poate își fac alți interpreți, pentru că noi le plătim toate din buzunarul nostru și costă. Alți interpreți probabil că colaborează cu anumite case de discuri și le pun pe platformele acelor case de discuri pe YouTube, peste tot, și ei au avantajul lor. Dar noi am vrut să creăm noi și munca noastră să nu profite nimeni de ea. Chiar dacă, de exemplu, câștigăm, să spun, foarte puțin. Nu contează lucrul acesta, dar puținul ăla este important să fie al nostru, să nu colaborăm cu alte case de discuri care se uită doar să aibă profit de pe urma noastră, ceea ce noi nu am fost de acord, pentru că și noi puteam să avem impresar și noi puteam să colaborăm cu foarte multe case de discuri din capitală, de peste tot, cu foarte mulți oameni cunoscuți pe care eu îi felicit și le doresc multă sănătate. Dar am vrut munca noastră să fie munca noastră și chiar dacă poate nu sunt atât de multe vizualizări sau poate nu suntem atât de mult căutate și cotate pe la diverse emisiuni, cum așa cum ar trebui să fim la talentul pe care îl avem noi,
Dar nu contează, am zis încet și sigur și munca noastră să ne bucurăm doar noi de ea, pentru că noi scoatem banii din buzunar să plătim absolut tot ce înseamnă muzică. Așa este. Unde vă desfășurați în prezent activitatea? Unde vă pot vedea oamenii? Oamenii ne pot vedea seară de seară la restaurantul Mehedințul meu, din Drobeta, Turnul Severin, în centru, lângă primăria municipiului, așa cum îmi place mie să descriu pe fiecare seară, că prezint pe internet și peste tot. Și ne pot găsi pe Facebook, Vica Grădinaru Artist, Michela Grădinaru Artist, pe TikTok avem 200 și ceva de mii de urmăritori, Vica Grădinaru Oficial, nu Michela, așa? Da. Vica Grădinaru Oficial, Michela, tu cum ai TikTok-ul? Michela Grădinaru Oficial. Și cel mai important, canalele de YouTube. Da. Vica Grădinaru Oficial și Michela Grădinaru Oficial. Acolo găsesc melodiile noastre, cap-coadă, și videoclipurile. Melodiile, evenimentele la care poate veți fi prezente, da. Și ce urmează pe viitor. Da, așa este, da. Și ce urmează pe viitor. Așa este și totodată, dacă sunteți și voi de acord, poate vreți să cântați, nu știu, o strofă, ceva pentru publicul de acasă? Da. Cântăm o strofă din melodia Am bărbat, am șaman, dacă tot să încheiem așa, să încheiem această emisiune cu un tonus bun, așa că dacă tot am și plâns, exact. Hai să fie treaba. Corect, corect, așa este. Fac eu... Da, hai. Ok. Pentru toate doamnele, pentru toți cei care se iubesc și se țin aproape și foarte bine, că acum și așa urmează dragobetele, așa pe 24 cam sărbătorești și pe 14 de Valentine's Day. Dacă tot urmează dragobetele, ca să fie treaba, să fie cu multă iubire, știi cum e. Așa e, un cadou. Să se iubească, da, oriunde, oricând și oricum. Am bărbat, am și amant. Amândoi fac pe plac. Bărbatul ia afacerea și amantul-i plăcerea. A. Nu sunt o femeie proastă, că eu știu să le fac față. La cât sunt de șmecherită, i-am păcălit într-o clipă. Nu sunt o femeie proastă, că eu știu să le fac față. La cât sunt de șmecherită, i-am păcălit într-o clipă. Super, foarte frumos. S-au păcălit ei singuri, mie așa îmi place să le spun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mare drag. Și vă mai așteptăm și pe viitor cu multe piese noi, frumoase, în topuri, să ajungeți acolo unde vă doriți. Și oamenii să vă susțină până la urmă și să țineți minte că și publicitatea negativă este tot publicitate. Nu contează, cea mai importantă. Cea mai importantă. Publicitatea negativă este cea mai importantă în zilele noastre în România. Că, mă repet, se promovează totul negativ. Exact. Asta și e. Să ne vedem pe viitor cu bine. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim că ne-ați primit și sunt sigură, mă bucur că v-am călcat pragul și sunt sigură că nu este pentru ultima dată, o să mai vin. De fiecare dată o să vin cu plăcere. Pupiți! Cu drag, vă pupăm și noi. Mulțumim! Chiar dacă viața a fost dură cu cele două, ambele suferind de anumite probleme de sănătate, au reușit cu zâmbetul pe buze să meargă mai departe și să aibă o carieră de succes. Interpreta Vica Grădinaru încearcă să ofere prin repertoriul pe care îl are șansa fiecărui om să asculte și să aleagă dintr-o gamă cât mai largă de stiluri și genuri muzicale în funcție de necesitățile fiecăruia. Aceasta a fost încercată de-a lungul timpului de cumpene, însă a dorit să își construiască o carieră și să o atragă lângă ea și pe nepoata Michela, înzestrată cu un talent nativ. Cele două interprete de muzică de petrecere își desfășoară activitatea în prezent la restaurantul Mehedințul meu, acolo unde le puteți asculta în fiecare seară.